Cu mic, cu mare, elevii de veni au trecut astăzi pragul inspectoratului de poliție al județului Hunedoara pentru a se familiariza cu echipamentele și cu tehnica de lucru a polițiștilor. Această vizită face parte din programul Școala Altfel. În curtea inspectoratului copiilor le-au fost prezentate mașinile de poliție, o parte din câinii cu care oamenii legii sunt în teren, precum și tehnica biroului de criminalistică. În cadrul programului, astăzi organizăm activitatea Ziua Porților Deschise la Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, unde așteptăm peste 150-200 de preșcolari, elevi de gimnaziu și de liceu, care vor veni să viziteze astăzi tehnica din dotarea inspectoratului, câinii de urmă, dar și să afle informații despre oferta educațională, despre activitățile inspectoratului de poliție. Ne bucurăm că avem un asemenea mare public și că activitatea noastră a incitat interesul atâtor cadre didactice și elevi din județul nostru. Mi-a plăcut foarte mult să merg cu mașina. Și altceva? Mi-au plăcut câinii, armele. Te-ai face polițist dacă când vei fi mare? Văd eu, atunci. Spune-mi ție ce ți-a plăcut astăzi aici. Câinii, cum m-am plimbat cu mașina și armele. Tu te-ai face polițist? Nu. De ce nu? E prea greu. Armele și cum am plimbat cu poliția. Și ce crezi tu că fac polițiștii? Salvează lumea de oamenii răi? Salvează lumea și prin hoții. Și tu te-ai face polițist? Da. De ce? Pentru că îmi place să trec cu pușca și să arestez oamenii. Spre sfârșitul săptămânii, pe heliportul din curtea inspectoratului ar urma să aterizeze și o aeronavă a Inspectoratului General de Aviație, aeronavă ce aparține Ministerului Afacerilor de Interne.